pielea este unul dintre cele mai importante organe, deoarece ea este prima care intră în contact cu mediul extern și cu factorii agresivi. Sunt foarte multe persoane care nu știu să își îngrijească corespunzător pielea și de aceea aceasta are de suferit. Frigul, căldura excesivă, soarele, ultravioletele, solarul, toate acestea ne pot afecta pielea. Aceasta poate suferi anumite afecțiuni. Pielea devine mai ternă, își pierde elasticitatea. Cu vârsta noi nu mai producem suficient colagen cât să menținem o piele elastică și hidratată și luminoasă. Și părul poate avea de asemenea de suferit și datorită mediului extern, dar și, cât și factorilor endogeni sau genetici. Și la acest nivel se pot produce afecțiuni, precum efluviu telogen, alopecie, de diverse cauze. Patologiile care se numără în ramura sau care sunt cuprinse în ramura dermatologică la nivelul pielii sunt destul de variate și cuprind atât acneea cu diferitele sale forme, porii dilatați, sebumul în exces, hiperpigmentările, hipopigmentările, cicatricile postacneice, vergeturile, tenul atunci când nu este îngrijit corespunzător devine tern, lipsit de hidratare, uscat, devine un ten care se ridează foarte ușor. Soarele este unul dintre factorii cei mai agresivi și amintesc asta deoarece suntem un oraș aproape de mare. Majoritatea persoanelor nu știu sau nu-și doresc să aplice factorul de protecție corespunzător și tocmai de aceea sunt primele persoane care ar avea nevoie de o rehidratare, de refacerea tenului, chiar și a ochilor, a buzelor, a părului, mai ales că tocmai ele sunt persoanele la care apar prima dată leziunile precanceroase și mai apoi cele canceroase. Pentru toate acestea există totuși proceduri dermatoestetice de ultimă generație, precum Dermapen, rejuvenarea cu Dermapen și terapia vampir sau plasmolifting.